Avem un îndrumar proaspăt de funcționare nu doar în ceea ce privește școlile. Patriarhia Română a publicat recent un ghid destinat creștinilor, în care li se explică ce au voie să atingă și ce nu la intrarea în biserică, dar și ce distanță trebuie să păstreze față de ceilalți enoriași. Românii vor fi nevoiți să respecte în continuare reguli stricte pentru a putea să meargă la biserică. Nu este ușor să slujești în condițiile date, însă, așa cum am primit reglementări de la autoritățile de stat și de la Sfântul Sinod al bisericii noastre, le-am adus la cunoștința credincioșilor, le reactualizăm mereu pentru a spori starea de atenție și constatăm că marea majoritate respectă cu adevărat regulile stabilite. Este greu de stabilit o distanță de 2 metri între credincioși în biserică, așa încât stăm afară, pentru că e mult mai simplu să păstreze distanța de 1,5 metri, să poarte masca de asemenea afară și avem, desigur, în biserici dezinfectanți, dezinfectăm periodic icoanele, ușile bisericii rămân permanent deschise ca să nu le atingă cu mâna, deci încercăm cât depinde de noi să respectăm toate regulile. Enoriașii, de voie de nevoie, respectă măsurile, deși taberele sunt împărțite. Unii văd cu ochi buni schimbarea, alții nu. Mi se par foarte corecte, deoarece virusul este, există, și dacă noi singuri nu ne păzim și nu ne ferim... Pur și la servici 7-8 ore și s-o obișnuită din luna martie, nu? Sunt ceva luni, am obișnuit în timp. Acum este puțin prea mult pentru că trebuie să ne adaptăm față de ce e acum. În interiorul bisericilor, lucrurile sunt cât se poate de clare, dar și în curțile exterioare, unde credincioșii asistă la slujbe, se aplică prevenirea îmbolnăvirii cu coronavirus. Regula de bază, și anume distanțarea socială, se aplică în continuare și în fața lăcașului de cult. Asta înseamnă că fiecare credincios va sta la o distanță de aproximativ 1,5 metri față de celălalt. Măsurile anunțate de Cancelaria Sfântului Sinod sunt valabile atâta timp cât este în vigoare starea de urgență sau de alertă.